Bănățenii au condus aproape o repriză cu 2-0, însă Unirea a revenit și a marcat 3 goluri. Dorin Goga a salvat Timișoara de la prima înfrângere în campionat și a egalat în minutul 84. Timișoara a deschis scorul în minutul 5 prin golgheterul Gigel Bucur, care a marcat din 6 metri după centrarea lui Stelian Stancu. Stelian Stancu și este 1-0 pentru Poli Timișoara. Claudiu Ionescu a majorat avantajul bănățenilor în minutul 29 după ce a executat perfect o lovitură liberă de la 20 de metri. Trage Claudiu Ionescu, gol Timișoara! Unirea Alba Iulia a redus din diferență înainte de pauză. Mera l-a lovit în careu pe Veliovici. Arbitrul Drăgănescu a dictat penalti, iar Florin Dan l-a executat pe Pantilimon. Ionuț Bălan a adus egalarea în minutul 59 cu un șut puternic din 10 metri, iar Călin Criste a marcat pentru 3-2. Gol! 3-2! Dorin Goga a înscris din lovitură liberă de la 22 de metri și a salvat Timișoara de la prima înfrângere în campionat.